Deci, atenție. Dragilor, vreau să vă spun câte ceva apropo de neșansa pe care o aveți acum în sistemul ăsta de învățământ, atât de păgubos organizat, când de fapt vi se tai orice șansă de a putea învăța și voi ceva corect. Vă spun mai devreme că o mămică, fiind revoltată de toate informațiile care primea de la fiica aia acasă, că nu se face nimic la clasă și că e o dezordine extraordinară, revoltată, a intrat în oră, nemai putând suporta. Ea a stat pe oră, a ascultat ce se întâmplă și în timpul ore a deschis ușa și a intrat. Ei bine, a fost un șoc și pentru profesoara cea de acolo și a spus, cum se poate așa ceva? Dar voi nu sesizați că aici în față aveți un cadru didactic, un om care se străduie să vă învețe, de fapt, atenționa pe ea, că nu-și ține clasa în mână prin informații care trebuie să le dea. Ei bine, o să pun camere de filmat. Am să pun camere de filmat. Femeia disperată, ca să aflu ce se întâmplă în clasă. Eu vreau să vă spun că sunt cel care, în 2007, m-am plicat în Consiliu și le-am spus, fraților, datorită acestui dezastru care în școala românească, peste tot, copiii se bat, apar tot felul de lucruri negative, am văzut cu droguri, cu tot felul de mizerii, tot așa, se va ajunge, în 2017 asta, la situația că va trebui să fie cameră de filmat, ca să vedem, să nu mai dăm vina unii pe alții. Profesorii pe copii, copiii pe părinți, pe nu știu ce, tot există o mutarea sarcini și a tot ce înseamnă situația grea, de la unul la altul. Dar, din ce în ce mai tare, părinții nu-și mai pot permite, e copilul lor, nu-și mai pot permite ca să se reziteze eșec după eșec. Și atunci revolta foarte mare a mamei respective. Și la discuția care o are cu profesoara, zice profesoara, păi, cumva, doamna, ați greșit că mi-a stricat autoritatea mea. Care autoritate? Care nu exista, dragilor? Care autoritate? A fost autoritate, dacă ai fost liniște, încât să nu-ți dai seama că te afli la oră. Da? Așa trebuie să fie ora. Ei bine, vreau să mă credeți că am simțit revolta mamei, aceea am trăit-o cu toată ființa mea și am fost corelat cu mai multe situații acelea care le aveam știute din interior, eu profesor fiind atâta perioadă de timp, și știu cum la atenționările mele repetate, când le spuneam, fraților, nu mai merge așa, mă, la nesfârșit. Nu vă mai bate joc de copii oamenilor. Care era organizarea? Organizarea era ticăloasă. Și pe asta se merge. Își împart clasa. Băi, în colectiv. Colectiv, care suntem oamenii care lucrăm la clasa asta? Suntem și aceste 7-80 profesori. La tine, care sunt cei slabi? La obiectul ăla. Ăsta. Irade. Eu grupa mea, tu grupa ta, tu grupa cealaltă. Mai ales pe cei care au îndrăznit să aibă ceva de spus. Da? Și în felul ăsta, Mihaela, îți spun cu durere în suflet. Dar eu vă înțeleg foarte. În felul ăsta se mizează pe timorarea și pe punerea la punct a părinților. Să nu mai aibă puterea să zică ceva. Trebuie să tacă. Corect. Da? Trebuie să tacă. Și atunci, pe chestia asta, mizând, se retrag pe idei, într-o suferință. Zice, ce să fac? La obiectul ăsta, copilul meu e slab. Merge la celălalt obiect, dar dacă și el l-a prins, îi place, nu pot acoperi peste tot, da. E foarte clar. Trebuie să fim realiști. Am fost și noi elevi și nu puteam fi simulator. Sigur că da. Și chestia asta atât de ticăloasă, credeți-mă că m-a revoltat și am spus, bă, fraților, gândiți-vă că sunt copiii voștri în clasa aceea. Că și voi sunteți victime. Că așa despre, cum gândiți voi despre colectivul acesta pe care aveți în mână, acum, tot așa gândiți și colegii tăi la altă școală și așa mai departe. Dar noi de la 5 am pus și noi camere, dar direcțiunea n-a vrut. Păi nu vor, măi, cum să vrea asta? Părinții am vrut. Da. Ela, cum să vrea asta câtă vreme s-ar vedea ce nu trebuie să se întâmple în clasă, oare aceea. Deci partea slabă, veriga slabă a sistemului.
nu să vrea să fie cunoscută. Deci o putem, deocamdată o ținem în mână, prin presiune pe copii și pe părinți, cu cât ei stau mai... Știți ce, unde se va ajunge? Uitați-vă, că nu vorbesc la Ira. Se va ajunge să iasă în stradă. Eu nu, Doamne ajută, nu dar Doamne ajută să ieși deci în disperarea aceea, oamenii vor ieși în stradă. Pentru că tu nu-ți mai permiți, îl vezi să stresezi pe copilul ăsta și îl, cum să zic, creezi niște... un handicap intelectual. Și voi aveți vina, Adi, acum nu-i numai vina profesorului. Și nu, 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 peste tot. Stai puțin. Peste tot, Adi, și vina voastră este. Numai a lor, da, nu da, e da, și a da, voastră, da. Că nu se sistemul este prost organizat, exact. De acord, Adi. Exact. Dar voi profitați de asta. Exact. Vă convine maxim. Da, 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 da. Dar nu, vă, nu realizați că veți fi victime acestui sistem. Că mâine va trebui să spui și tu ce știi să faci. Copilul meu. Da? Tu ce știi să faci când mâine vei deveni cap de familie, mai așa tu la familie, la tine, la rândul tău, cum te descurci, unde apuci? Că viața curge. Corect. Mama și tata nu mai sunt cei care să te ducă până la hăt-hăt în spate. Viața curge, trebuie să ai răspund, ce știu să fac? Corect. Tragi copilul tău de tine, tata ajută-mă și tu ai să zici, dar lasă-mă. Dar nu numai la matematică, ajută-mă să fac, nu. Tata îmi trebuie asta și asta. Tu cum poți să-i produci, da. Să-i aduci cele necesare dacă nu te pregătești ca mâine să poți ocupa un loc de muncă? De unde mai bine. Să poți câștiga. Mai bine. Ca așa la loc de muncă, domn profesor, și la cum ăla se găsește. Nu, dar nu trăiești. Nu tot timpul se va găsi. Atenție. Dar nu trăiești, domn profesor. Va fi în situația aceea de perspectivă din viitor, când vă spuneam, datorită faptul că noi nu am pus, noi am lovit generații întregi, atenție multă, vom fi cu handicap imens. Pentru că oamenii care se producă și se creeze ceva au dispărut așa. Corect. Știu, domn profesor. Da? Și vom fi la coada Europei. Vom fi cei care nu vom avea șansă să spunem că știm noi să facem ceva concret. E al nostru. Că valori avem și capete luminate, slabe și doar muncesc pentru alții. Da, sigur că da. Acolo e luat, e valorifică și asta e povestea. Am mă întoarceți bun. Nu aveți de o singură soluție. Să învățați. Muncă și muncă corectă. Și să vă revoltați voi. Dragilor, eu mă spun, dragilor, tuturor ăstora care ne privesc, vă revoltați voi că treaba nu merge bine. Voi, cu părinții, faceți echip și spune, nu se poate așa. Noi avem și niște limite, care să spunem. Este o agresiune intelectuală fără margini, când spui, memorează, ține minte, fă poezia asta, și pe asta, așa, istorie, și fă lucrurile așa. Care sunt lucrurile care... îmi sunt de folos. Ca altfel, ca să mă informez de o găsură, o pot face mă duc pe internet, apropo, de spuneați. De pe internet îmi iau orice informație vreau eu la momentul respectiv. Da? Nu așa cum... Dar și cei care fac programa, adică tot, cu multifactori, domn profesor, tot, ce să mai... Eu să văd ce la clasa 7-a cu atâta... Toți, dar toate clasele e așa. Deci toți au contribuit și contribuie în continuare la îndobitocirea poporului acesta. Cu cât îi mai slab pregătit, cu atât de mai bine pentru... Pentru că ei abandonează, clar. Sigur că da. Foarte mulți părinți abandonează din start că nu-i pot ajuta. Și ei. Și la pregătire poate nu-i pot duce, domnul profesor. Și dacă îi duc să faci același lucru, și dacă pe aia poate n-au posibilități, domnul profesor, nu mai spun de ce. Nu mai spun de ce. Dar acolo se repete ce îi se întâmplă la școală. Exact. Nimic. Da? Și se îmbată cu apă fierbinte. Recapitulare pentru teză, domnul profesor. Da, da, da. M-am încins în cele tale. Asta este. Eu sunt la fel de revoltată și eu aș fi în stare să mă las la... Starea mai de suflet este asta. O nemulțumire completă. Deci, să începem așa, domnul profesor, posibil, să-i trecem prin mai multe, știți? Da. Numărul la recapitulare... Pentru teză, clasa 7-a. Numărul natural X care verifică egalitatea este, și acum vă dau numărul, radical mare din 1 ori 6 plus 5 ori 6 plus 5 ori 6 la a doua, plus și așa mai departe, plus 5 ori 6 la 2019, este egal cu 36 la puterea 101x. 101x.
deci aș avea o prezidea vacant pe 5. Deci, mergem cu echivalență, sau da? Să scriu, ca, să scriu pe 6. Haideți să facem un pic de ori, de urmă așa. Când avem o ecuație, decim echivalent, echivalent. Mai există și varianta, să luăm membru stâmp să lucrăm și când ar finisăm și așa, atunci ne ducem, că membru drept aici, să vede că nu avem ce face. Da. Ce visezi tu, Bim? Să duc 1-6 cu 5-6 cu 5. În finalul. Da. Ce se va întâmpla în final? Ce aștepți tu să întâmple? Să fie 36 la puterea... Ceva. Egal cu 36 la 101 X, adică și atunci se egalează exponenții. Da. Și n-ai decât șansa asta. Să luăm suma deoparte. Exact. Acum, toată asta, toată asta, într-un în plan mental, în visul nostru, înseamnă să fii 36, deci asta așa aștept, 36 la puterea, 36 la puterea, cel puțin un număr par. De ce cel puțin un număr par? Că am radical din el. Deci aici autorul, prin exercițiul ăsta, urmărește să aranjeze, să ne pună la probă, să vedem cum facem suma asta. Dar noi îl descoperim și știm ce vrem de la exercițiul ăsta. Da? Deci să luăm 1-6. Adi, mă rog, lăsă-l pe el și lucrăm toată lumea de acum. Radical din 1-6 plus... Membru stângaște, măsă, egal cum. El vrea cu tot cu radical. Deci cu tot cu radical. Da. Radical din. Radical din 1-6 plus 5-6 plus 5-6 la a doua plus și așa mai departe plus 5-6 la 2019. Egal. Să scriem pe 6 ca fiind 5 minus 1? Da. Pe 6? Pe 5 să scriem ca și fiind 6 minus 1. Da. Voi aveți o idee foarte frumoasă, dar eu nu mi-am venit în minte asta. Anca, tot de la asta te-ai gândit? De ce o zise, de ce spun aici pe 5 să scrii ca 6 minus 1? Pentru că observăm că 1 ori 6 plus 6 minus 1 s-a simplificat 1 cu 1. S-a reduce. S-a reduce. Dar unul ar fi cu plus, altul cu minus. Da. Deci este o șansă imensă asta. Da, că se întâmplă așa. Dar dacă n-ai fi, mergem pe ideea, că n-am fi observat aici chestia asta. Aș fi dat cu factorul 1 pe 5. Ai fi dat factorul 1 pe 5. Și 6 plus 6 la 2 aș fi amplificat cu un 6. Și este suma aceea pe care o știu. Deci da. M-aș fi descurcat și în situația asta. Însă, observația asta, ceea că pe 5 îl putem scrie ca 6 minus 1, pare să fie una deșteaptă că 6 la 6 va face 6 la 2. 36. Nu 36, că 6 la 2 trebuie să văd putere. Deci nu, că mai târziu, 6 la 2019, nu mai pute, mai poți să spui cât face. Da? Deci de aceea, trebuie să continui, ca mai departe. Egal cu 1 ori 6. 1 ori 6. Plus, în paranteză rotundă, 6 minus 1. 6 minus 1 ori 5. Ori 6. Ori 6. Da. Plus, plus 6. Anca, plus Anca. Plus 6 la a, plus 6 minus 1 așa, ori 6 la 2 6 la 2 plus Adi plus și așa mai departe mai scriu și pasă, 6 minus 1 ori 6 minus 1 ori 6 la puterea 3 da. plus și așa mai departe plus 6 minus 1 într-o paranteză ori 6 la 2019 egal. Egal cu radical din? Egal cu radical din 1 ori 6. 6. 6. Da, 6 plus 6 ori 6, 3. Trebuie la. Plus 36. Da. De ce zic eu? De ce nu zic 6 la 2? Păi, păi se mulțește. Da, plus 6 la 2. Sau plus 36. Da, mi-e mai ușor 6 la 2, am înțeles. Da. Nu e mai ușor, este în legătură cu ce urmează mai târziu. Da? Deci, plus 6 la a doua, minus 6. 6. Minus 6. Plus Anca. Plus, plus 6 la a treia. 6 la a treia, minus 6. Nu e adevărat. Nu.
6 la 2. Plus Miruna. Plus puncte, puncte, puncte. Nu pune și pe asta. A, plus 6 la puterea 4 minus 6 la puterea 3. Așa. Plus și mai departe plus puncte. 6 la puterea 2020. 2020. Minus 6 la puterea 2019. Egal cu. Vedem că 6 cu minus 6 simplifică, 6 la 2 cu minus 6 la 2 simplifică, se reduc. Minus 6 la 2 minus 8 se va reduce cu cel din față și rămâne... Și 6 la 3 cu minus 6 la 3. Da, da, da. 6 la 4 cu 5 film. Și 6 la 2019, minus 6 la 2019 cu plus 6 la 2019. Este în față să află 6 la 2. Și rămâne 6 la 2020. Deci egal cu radical, din 6 la puterea 2020. Radical din 6.000 radical din 6.000 la puterea 2020 și putem scrie că radical din 1.010 tot la puterea a doua. Din 6 la puterea 1.010 tot la puterea a doua. Adică așa. 6 la 1.010. Deci 2020 putem zice 2 ori 1.010. Da, pentru că 2 ori 10. 2 ori 1.010 da. Face 2020. Deci putem zice radical din 6 la puterea 1.010, tot la a doua. Și acum pe 30 de ani scriem ca 6 la a doua, totul la 101. O secundă. Mai întâi se radicea radicală. Așa, pe ceva, da, radical din ceva la a doua, acesta. Da, 6 la a doua. Da? Deci egal cu 6 la puterea 2.000, la puterea 1.010. Pe 36 scriem ca 6 la a doua. O secundă, secundă, secundă. Deci membru stâng l-am finalizat. Da. Nu mai avem nimic de făcut, da? Mă duc la... scrie egalitatea. Atunci, rezultă de aici, echivalent cu membru stâng tot, este 6 la puterea 2010, egal? 1010. 1010, da, 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 1010, 1010, așa, da. Deci fiți atenți, egal cu, încă? 36. Egal cu 36. La 101x. La 36 la puterea 101x. Echivalent cu 6 la 2010. Ce aveți de gând să faceți? Să scriem pe 36 ca 6 la a doua. A, pe 36, ca să avem aceeași bază. Da, și avem 6 la puterea 2010. 6 la puterea 1010 egal cu 6 la puterea 202x. 2 ori 101x. 2 da. Ori 101x. Deci trebuie să zici că 110 egal cu 2 ori 101x. 6, 6, bazele egale, exponenții egale. Deci vine 1010 egal cu 202 ori x. De unde x va fi egal cu 1010 împărțit la 202. Și egal cu cât vine? 5. 5. Terminate ești. Este egal cu 5. Mai vedem, vedem o dată discuția făcută. Anca, povestește unde ți-a plăcut ce ești. Când am scris acolo pe 5, ca 6 minus 1. Hai să recunoaștem că aici a fost mesul probleme. Scria lui 5 ca fiind 6 minus 1. A terminat ești. L-a terminat. Sigur că a fost și distributivitatea. Mă întrebați 36, să scriu 36. 36 minus 6. Să gândeați 36 minus 6, vin 5 ori 6. Păi ce am făcut? N-am făcut nimic. Am întrebat, dacă dădeam faptul 1 totuși pe 5 și ne aveam 6 plus 6, plus 6 la a doua, plus... Deci aș fi avut... 6. De, asta rămânea, da? Da. Deci ar fi fost așa, 6 plus 5 pe lângă. Ah, da. 5 pe lângă. 6 plus 6 la a doua, plus 6 la puncte, puncte. La 6, da, la 2019. Da. Și aveam mai mult de muncit aici. Sigur că am fost. Era puțin mai... Dar mai scoteam și chiar un 6 în factor. Da? Da. Chiar un 6 puteam să scot în clipa aceea, pentru că în felul ăsta scoți și un 6, adică aș fi zis 30, pe lângă 1, plus 6 la 1, plus 6 la 2, plus puncte, puncte, 6 la puterea 2018. 2018, că am scos un 6. Iar asta sumul eu de o parte și știu să o calculez. Cu tehnica aceea, notăm cu IES asta.
înmulțim cu 6 ambii membri. Toată povestea. Și a ieșit ca primul tot în aceeași idee. El avea finalitatea aceeași. Corect. Numai că șmecheria pe loc mărește ritmul de lucru. Da? Ritmul de lucru este mărit cu ocazia asta. Cei care nu se prind de șmecheria asta, n-au decât să muncească pe partea asta. Da? Și tot ajung. Păi, mergem mai departe. Da. Mihaela, tu răspunzi acolo la pupitru. Te rog. Calculați. Calculați. Radical din. Radical așa, mai adânc. Mai adânc, așa. 1 plus 3 sus, la numără 2. 1 plus 3. Dintr-o fracție. Da, dintr-o fracție. Radical dintr-o fracție. Dintr-o fracție. 1 plus 3 plus 5 plus și așa mai departe, plus 2011 supra. Supra 1 plus 3 plus 5 plus și așa mai departe, plus 1003 plus 1005. 1003 plus 1005. 1003 plus 1005, da? Păi să mă rog, să mai întâi vedem, luăm de parte prima sumă și a doua sumă. Da, și eu nu pe cineva. Da, să zicem prima avea 1 plus. Adi, te rog, să mă numesc. Yes. Yes, 1. Yes, 1 egal cu 1 plus 3. Mai calc, da, yes, 1 egal cu 1 plus 3. 3 plus 5 plus, și așa mai departe, plus 2011. Vedeam mai întâi numărul de termen, care e 2011 minus 1. Care era formula? Primul plus ultimul. 2011 minus 1. 1 plus 2011. Ori numărul lor, numărul termenilor. Da, da, asta da. Formula finală. Da. Asta. Mai primul plus ultimul, numărul termenilor. Da, eu vreau să aflu numărul termenilor. Păi da, Irina, dar eu nu vreau să scriu formula. Primul plus ultimul, numărul termenilor. Da. Da, primul plus ultimul, numărul termenilor, scrii toate. Egal cu 1. Ori numărul termenilor, cât sunt ei? Totul supra 2. Ei, dacă ar fi fost toți, 1 plus 2 plus 3 plus 2, ar fost 2011. Să-i scădem? Atenție! Îi putem număra. Am 1, 2, 3, 7... A, da, e greu. De aceea, din ăsta de aici, din cap. 2011, minus 1. Scădem pe ăsta tot din ce. Tot împărțit la 2, plus 1. Și împărțim la 2, fiindcă-s din 2 în 2. Da, plus 1. Și plus 1 pentru că inclusiv capetele se iau. Da? Deci, da. Dacă ar fi fost din 3 în 3, dacă ar fi fost la de așa, 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus și mai departe. Fiindcă sunt din 3 în 3, am fi scăzut din ăsta de aici, pe ăsta de început. Da. Și împărțeam la 3. La 3? Că sar din 3 în 3, mă. Dacă erau din 4 în 4, împărțeam la 4. Și adunăm 1 pentru că, uite, de la 1 la 5, câți termeni sunt de la 1 la 5? 3 termeni. 3. Da, 3. Da? 1, 2, 3. Dă-i numărăm. Cum, ca tehnică, din 5 scăzut 1, 5 scăzut 1 face 4. Împărțim la 2. 2. Și cu 1, 3. Și cu 1, că luăm și capătul, da. 1 înseamnă că-s 3. Hai să vedem dacă aș vezi 7 plus 9. De la 1 până la 9, câți termeni sunt? Enumărăm. 1, 2, 3, 5. 4, 5. 9 minus 1, zice dacă mergi și micherea. 9 minus 5 1 face 8. Împărțit la 2. 4. Plus 1, 5. E adevărat. Deci e șmecherie clară asta. Așa.
zicem de râsul, numărul termenilor, NR este egal de data asta la noi cu zimeanca, egal cu? Egal cu 1 plus 2011. Nu, băi, NR, nu e asta, numărul termenilor, vreau să-l găsim întâi. Am 1 plus... Păi ce am zis că facem? 2011 minus 1 pe 2. Asta scădem, măi! Plus 1. Deci este 2011 minus 1 pe 2. Tot împărțit la 2 plus 1. Da. Și egal cu 2010 pe 2 plus 1. Și egal cu 1005 plus 1, 1006. Așa că S1-ul ăsta va fi egal, continuăm aici. Egal cu... Cine vorbește? Egal cu 1 plus 2011, într-o paranteză, ori... 1 plus 2011. Ori 1006. Ori 1006. Totul spre 2. Totul pe 2. Și egal cu? Simplificăm 1006 cu 2. 1006 cu 2. Și face cât? 2012 ori A de oricât. Cât mă face? 503. Păi da, e mai lucru, 2 în 10 de 5 ori. 2 în 0 de 0 ori. 2 în 6, 3, ori 503. Și v-am să mulțesc 2012 ori 503. 2012 ori... Dați-vă zic acum. Lasă-mi să mulțească, lasă și pe așa. Prietenii mei. Așa, așa. Dați-vă drum și la cooperație, că n-aveți calculator. Da, mulțumesc, am verificat, bă, pe ce am mulțumesc. Mulțumesc. Calculează și suma ce multă. Mi-a dat. Am făcut și-o. Fă și împărțirea, fă tot, da? Făt că ți-ți dă calculul final. Doi mi-a dat. Doi, da? Și egal, du-te la alte chestii. Mama, dă-i alte chestii. Da, da, da. 1001036. Nu a dat așa. Ne-ai terminat. Cât ai? 1001036. 1012036. Dacă-l copii n-ai făcut nimic. Nu, vreau să spune că mi-a dat și mie. Păi, Oanca, trebuie să mulțumim ce domn Brânză, că e de mulțumim, trebuie să o faci. Trebuie să mulțumim domnul. 1011036. Nu, 1012036, păi, Ari. Ați fi serios, dacă greșim la asta, ce facem? Deci vine 2012, 2012, ori 503, da? Ori 5, 0, 3. Cam ca acolo în drum. 2 ori 3, 6. Da. 3 ori 1, 3. Da. Și 3 ori 2, 6. 3 ori 0, 0. 0 și 3 ori 2, 6. Păi, manca, important, dacă ai sărit peste 0 și l-ai pus pe 6, ai greșit. Brav! Da? Sunt lucruri banale la clasa a 3-a. 3 ori 2, 6. Și acum avem de 4 de 0. 4 de 0 scriem. De ce 4 de 0? 0 ori 2, 0 ori 0. 0 ori 2, 0. Păi ce rost stare să mai scriu 0 în coloana aceea. Mă duc la 5 direct. Aici mă duc la 5. 5 ori 2, 10. 5 ori 2, 10. De aici pun. Eu 5. 0 ori 0. E pus, mă, dar e deprisos când eu când văd în clasa 5, a 7-a, 0. Înmulțirea cu 0, eu spun, bă, ce chestia asta, cum m-a ajuns asta din întâmplare? Clasa 7.
Adică tu nu știi că deodată s-a dat cifra 5 puste. Ce rost mai 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dacă ați fost pătriți? Vezi timpul. Deci 5 ori 2, 10. 5 ori 10, 5 ori 1, 5 și cu 6, 1, 6, 5, 0, 10, 0 și 10. 0 și 10. Trai o liniște la doar. 6, 3, 0, 6, 3, 0, 1, 6, 6, 2, 12, 1, 1, 0, 1. Deci, 1, 0, 1, adică este 1 milion, 12 și 3, 6. Deci 1, 0, 1, 2, 0, 3, 6, da. Ce a fost atât de grav? Am încurcat la 6, 6, 6. Hai, adu-ți cu tăi să lucrăm, că n-am venit ca să ne distrăm. Uite, hai! Da, hai să facem și suma asta, tatuat de conducă. Deci ies 1, am făcut-o. Ies 2. Egal cu 1, plus 3, plus 5. Plus, plus puncte, puncte și așa de parte, plus 1000, 3, plus 1000, 5, te rog. Așa, deci 1005 minus 1 pe 2. Mai întâi. Mers din 2 în 2. Da. Deci, vrei să afli numărul lor, scrie de sub NR, numărul NRT, numărul termen. Da. NRT. Egal cu... Ăsta, 1005. 1005. Minus 1 pe 2. Pe 2. Plus 1. Și egal. Egal cu 1004. Da. Pe 2 plus 1. Egal cu 702. Cum ți-a dat 702? Nu, 502. Păi, de mai ne jucăm la școală. 502. Păi, 502. Și 1? 503. Deci numărul termenului este 503. 70. 1000 radical din 1006. Nu mai vedea, scalpăm suma că n-am terminat-o mai. Da, 1 plus 1005. Deci 1 plus 1005. Ori totul de orice cu numărul termenilor. Ori 503. Ori 503. 503. Totul cu... Supra 2. 2. Și face cât? Dictează-mi ce la ce. Egal cu 1006 ori 503. Ori 503. Nu mai ești. Nu știu, așa că pare zgârii la oricum. Da. O faci pe engleză, că exact, că nu trebuie. Sunt în matematică aici, da. Că să știu. Deci 106 pe 2. 1006. 1006 ori 503. Adică 1600 împărțit la 2. 503. 503 ori 503. Deci 503 ori 503. Da. Facem deoparte. Da, vă rog. Deci ar fi egal mai departe, cu radical. 1.6 din 1.659. Dar tot dacă așa fi. Nu știu. Deci radical din... Tot numărătorul a fost 1.012.036. 1.012.536. Da.
Supra, cât am găsit acum, cât am găsit? 53 ori 503. E gata în seara asta? Vai, am zis la 253.000.009. Și acum trebuie împărțirea făcută. 1.012.036. Da? Deci 1.012.036 împărțit la 253.009. Împărțirea, bătării. Haide. Ce să fac? Da? Deci face. V-ați dus pe un culoar care consumă foarte mult timp. Și asta face diferența între ceea ce înseamnă prezența de spirit al fiecăruia. Simplificăm prin trei. Iată, eu aș fi fost lăsat așa. Nu făceam înmulțire, nu nimic. Spuneam, egal aici cu 2012 ori 503 supra 503 ori 503. Simplifica. Ăsta cu ăsta. Da, și... Asta se întâmplă când muncim fără să fim atenți. Că acum ați intrat într-un moment greu. Trebuie să facem părțirea. 503 ori 4. Adică 2012 ori 503. Sigur că da. 2012 simplifică pe 503. Și face radical din... Radical din 4 ori 503. Supra Miruna trebuie detectat asta. Sper că așa e scris. Da. Deci nu spui egal da, cu 2. Da, da, da. 4 ori 503 supra 503. 503 cu 503 se simplifică. Mm-hmm. Unii radical din 4 care face 2. Diferența între voi și cel care face așa este imensă. Voi ați riscat 100% să greșiți. El a lucrat foarte bine și așa a ajuns la rezultat rapid. Tu poți să lucrezi toată ora, atenție, toată ora la ieșițul ăsta, și el îți făcea în două minute. Dar în două minute, Adi, suma asta e 2012-503, asta la altă este 503-503, simplifică repede, își dă seama că face de 4 ori, adică 4 egal cu 2. Și-a dat rezultatul. Și tu îți spui, păi mi-a dat un ieșit, am lucrat toată ora și la 1. Și nu l-am terminat. Și încă nu l-am terminat. Asta e deosebirea între unul și celălalt. Da. Următorul ești. Da. Ce a avut autorul? Hai să mai zic. Ce a avut autorul ești ăsta? Știți că am luat sub Gauss? De sub Gauss. Da. Da. Te duci și te împotmolești la mulțire? Da, mă duc și eu, mă împotmolesc. Asta e făcut. Asta s-a făcut. Și foarte mult și ceva asta. Da? Iar mai departe. Rezolvați ecuațiile. Da. 2x minus 3 supra 3. Deci rezolvați ecuațiile. 2x minus 3 supra 3. Totul supra 3. Da, minus. 3 pe lângă x minus 2 supra 4. Minus 2 supra 3. Este egal cu x plus 6 supra 3. Minus 2x minus 5 supra 4. 2x minus 5. Minus 5 supra 4. Minus 5x plus 1 supra 12. Adi, te rog. Am o idee. Să amplificăm toate cu... Pe prima cu 4, a doua cu 3, pe s-a ultima cu 4. Deci, practic, să ducem la celălalt. Eliminăm numitorii, să mai zice prin imagine. Adică, fiind același numitor, am renunțat la ei. Da. Deci, 12 este, deci prima cu 4, cu 4, 3, 3, 4, 3 și 1. Și 1, da. Anca, te rog, vorbește. Aveam 6x. De ce 6? 4 și cu 8x. 2. 8x. Da, 8x. Păi, Anca, am mulțit cu 4, băi. Deci se mulțește, nu s-a adună.
8. 8 minus 12. Deci cu 4 se mulțesc toți de la numărător. 8x minus 12. Minus 12, nu minus 3. Este minus 3. 8 minus 12 minus 9x așa. Minus 6 minus 9x plus, plus Anca, că minus ori minus face plus. Plus? Plus cât, Anca? Plus 6. Plus cât, Adi? Ce? Plus 6. Plus, plus 6. Dar deja m-am plecat cu 3 aici. Ah, păi e 9, măi. 9. Și 18. 18, măi. Deci plus 18. Păi tu ce faci? Nu ce faci. Eu am zis direct că e 9 pe lângă x minus 2 ca să nu mă încurc. Așa, dai minus 9x plus 18 s-a zis, da? Minus Anca. Minus 4. Deci minus 8. Da, egal cu? Egal cu 4x plus 6. Deci 4x plus? 4x plus? Plus... Pe mâncă 24 am mai făcut-o mai înainte, ai văzut că toți sunt afectați. Plus 4, 6, 24. Zic mai departe, că nu spune nimic. Minus 6x. Minus 6x. Minus 6x. Minus 15. Plus 15. Plus 15, Anca, a fost odată secvența asta, că n-a zis aici plus 18. Aceeași poveste este plus 15, egal, sau minus, minus. Minus 5x plus 1. Minus 5x, Andy? Minus 1. Păi minus 1. Și oamenii, că minus, că minusul ăsta afectează pe toți. Cum l-a făcut din 5, minus 5x? Din plus, face, e minus cu plus, la mulțire face minus. Echivalentul. Adi. Păi 8x minus x e minus x. 8x minus 9x. Minus 9x e minus x. Deci minus x. Minus 12, că acum nu mai poți. Ce nu mai poți face? Nu, vreau să zic așa, minus 12 plus 10. Bun, minus 12 plus 10, cât faci? Minus 8. Minus 12 plus 10. A, minus 12 plus 10. Minus 2. Minus 2, de ce nu spune deodată? Suntem de acum la operația asta. Adi, azi, aș fi spus, minus 12 și cu minus 8 face minus 20 și cu plus 18, minus 2, mă. Da, așa, minus 2. Ori ai zis 18 minus 8 și am fost de acord, face da. 10 și minus 12 plus 10 face minus 2. Minus 2. Minus 2, egal cu? 4. Anca? 4. Deci 4x minus. Minus 2x. Minus 2x cu minus 5. 5 plus 7x. Deci minus 2x minus 5x. Minus 7x. Minus 7x. Deci egal cu minus 7x. Minus 7x. Și? Plus... 24 cu 15. 44. Lăsă. Asta să facem 50, termin Iisus. Deci, 24 și cu 15, tu vezi aici. 39. Minus 1. 38. 38. Plus 38, da? Așa. Să trecem ce cu x în partea stângă și ce e fără x în partea dreaptă. Și atunci e minus x
plus 7x, adică 6x. 6x egal? Egal cu 38 și cu 2, 40. 40. X e de ce egal cu? 40 pe 6. 40 pe 6, care face când? 7. 7. Este reductibil sau irreductibil fracția? Irreductibil. Irreductibil. Se mai poate simplifica? Da. Prin cât? Prin 2. Adică? Prin așa fac acum. 20 pe 3. 20 pe 3. Câți ce vă trebuie da voi la ieșițul ăsta? Vreau să vă dați voi notă. Ce notă v-ați fi dat voi la ieșițul ăsta, dacă ați fost puși în situația să-l faceți voi? Credeți că ați fi reușit să-l duceți la capăt? Mă interesează punctul de vedere al vostru. Cam care e părerea voastră despre voi în fața ieșitului ăsta? Eu aș fi făcut așa, așa, aș fi amplificat și acolo unde era ăsta, 3 pe lângă x minus 1 și era minus în față și făcut cu plus. Pe acolo unde e 5x plus 1 puteam să punem pe x plus 1 paranteză și îmi dădea minus. Deci nu prea aș fi avut dificultăți. Ai avut de și deși mi-a spus de greșeală, ai zis minus 5x, tot plus 1 ai fi spus. Dintr-o greșeală, dacă nu, ai fi pus în paranteză. Nu, eu aș fi pus x plus 1 în paranteză, atât. Păi dar nu e bine. Că 5 nu se mulțește cu tot x plus 1. Și 5 numai cu x. Deci dacă tu ai fi pus așa, e o prostie. Ai putat de ghiștiu. Da, când dădea acolo minus 5. Și era o tâmpenie, gata, gata, s-a terminat tot. Și după aia m-aș fi întors. Unde te-ai întors? Când te întorci unde? Când mai ai timp. Deci nu, Adi, nu poți să știi dacă ai greșit sau nu, decât dacă ești foarte atent și corect cu ce îți faci tu. Da? Deci în negheșițul acesta, trebuie să recunoaștem că ați fi avut greutăți foarte mari. Da? Deci în negheșițul acesta aș fi avut greutăți foarte mari. Anca cel puțin cât te primește. Ei, te-ai făcut de ce notă? Hai să testu notă. Adică când dă notă la niște, cu toată. Cu toată? Cu dă-ți notă. Ce notă ai făcut? Cum se fac cu ăștia? Cautez mâini. Cam 50 de sutime. Da. Anca? Da. Cât? 25 nu, Anca. Nu 25, Anca. Să fii foarte părinț. 10% dacă ar fi fost. 10%. Ce înseamnă asta? Deci, dacă 10 sutimi dintr-un... Adică 10 supra 100... Deci, cât e un punctaj foarte, foarte mic. Deci, Anca, atenție multă, nu ne jucăm. Dacă nu suntem corecți și nu suntem cinstiți cu noi, de acum să vă propun chestia asta. Evaluați-vă să vedeți cam unde vă aflați. Trebuie să mă duc la vreau să mă întai lor încă niște de asta. Da, da, acum. Ce pot să vedeți? Da, aștept. 5x minus 7 supra 12. Da. Deci, 5x minus 6 pe 12, pe 12 minus 3x plus 1 pe 18. Minus 3x plus 1, plus 1 pe 18. Da. Egal cu 4x minus 3 pe 9 minus 2x plus 3 supra 6 minus 5 supra 36. Ei, ce mă dăm? Lasă-mă, dar încă un pic. Din cauza că vreau să văd cum crește. Aici nu. Aici nu. Prima cu 3, a doua cu 2. Următoarea cu 4. Da. Cu 6. Da. Și aici următoare cu. Da, te rog. Și avem 15x minus 18. Da. Minus, deci, minus 6x minus. Minus? Ce? Deci 6x. Minus 6x. Zale. Minus 1. Minus 2. Minus 2? Minus 2. Minus 1.
Ce facem? Deci minus 2 egal cu Anca. Cum 2? 16. Da. Plus 12. Adi? 16 x. 16 x. Minus 18. Minus 18. De unde a dat 18? Da. 5 x. Nu 18. Ce zic eu aici? 12. Și minus 12. Dar 2. Cine a zis 18? Nu poți să tot. Ia. Deci minus 18. Eu mă uitam aici, la minus Anca. Minus 12 x. Da. Plus 18. Adi, e bine plus 18. Minus. Minus 18. Păi n-am zis că minusul ăsta afectează pe toți în casă. Ai trei greșeli până acum. Minus 18. Minus 5. Minus 5. Da? Minus 5. E ceva nebun. Aia în care mergem. Aici am mai 9x. Deci 9x. Deci 9x minus... Adică. 9x minus 20. Da, asta aici. Păi, ce atâta panică, măi? Păi, minus 20. Păi, de la atunci în fața acolo, ce faci? Nu știi că minus 18, minus 2, fac minus 20. Ce faci? Unde ne trăgem? Minus 20. Egal cu? Egal cu 4x. 4x, da. Minus 5. Cum ai văzut? Ce? Ai, dar e minus 18, minus 18, Anca. Dar e 12, domnul profesor. Unde e 12? La 16x, acolo, la 4x, minus 12. Și minus 17. Cât face tot? Minus 17, 4x minus 17. Deci cât face aici? Minus 12, minus 18, minus 5. Minus 35. Păi atât, au același semn, măi. Adunești de celor comun. 12 și cu 18 fac 30. Și cu 5, 35. Deci minus 35, Anca. Echivalent cu. Îi ducem pe 3 cu x. A, hai, hai, repede. Și 9x minus 4x, 5x. 5x egal. Egal cu 55. Cum 55? Minus 25 în stânga. Să împartă asta cât vine. 15. 20 plus 20 minus 35. Minus 15. Egal cu minus 15. Da? Uh-huh. De unde x ar fi egal cu? X egal cu 15 pe 5. Minus 15 pe 5. Care face cât? Egal cu minus 3. Minus 3. Cât crezi tu că ai făcut din exercițiul ăsta? Cât privește calitatea, eu profesor, cum fac? Haideți să vă spun cum face profesorul din mine când se apucă să corecteze. Rezultat. Nu era minus 3. Băi, să vedem că nu greșit. Aici. Aici nu greșit. Aici am greșit. A zis minus plus 2. Gata. O mai uit în altă parte, așa de făcut tot. Pentru că am găsit o greșeală gravă și pe urmă de acolo a fost afectat, nu mai număr câte greșeli am avut ca să scad. Spun, fără rezultat. Și ca să vină ușor, nu dau nimic. Și am argument. Ori ăsta e minus 3, ori altceva.
Da? Deci așa se judecă la matematică. E ca în electricitate. Că dacă ai pus două fire greșit, o dată greșit, acolo e rămas. Și la matematică, precizia trebuie să fie perfect. Da. Ce să vă spun? Lipsa de antrenament și de lucruri de acasă și din clasă, de acasă și din clasă, spune cuvântul. Copiii de pe tablă tot timpul, vine și momentul ăsta al adevărului. Da? Vine și momentul adevărului. Să se spună încă un lucru. Dacă ai scăpat ora asta, ai scăpat și ora cealaltă, ai scăpat tot de scăpat. Iată că la lucrare, la teză, nu mai scapi. Opresc 55. Da. Ca să pornim. Da.